În casa băieților, Gabriel devenea din nou motiv de discuție. Bă, noi l-am lăsat. Gabriel s-a înfipt. Mamă, ce de rece. Ah. Mamă! Numai eu am zis că dacă mă încolo tot ce văd în bucătărie, în baie sau ceva, nu mai adun nimica. Sau aici, la fel, ce nu bagă. Mai devreme își pusese suc. L-a luat, asta era deschisă, se întoarce să plece. Mâncam acolo. Băi, Gabriel, dar ce faci, nu bagi sucul? A, uitai. Cum era cu, bă? Păi ce n-ai mintaie, m***. Că nu trebuie să gândesc pentru tine. Nu, am întâlnit și oameni de ăștia, știi, care nu... Deci că uitai. Cum era cu să uiți, bă? Deci cum a zis, că asta singur, eu nu vreau să-mi imaginez ce era în casa. Nu-i ceva, nu știu. Că am mai întâlnit asta. Bă, nu mai zic, dar pana mea nu știu stai în asta, adică. Bă, mie doar mă deranjează ceea ce chiar mă afectează și pe mine. Păi pe mine mă afectează, cam pe mine că sunt unele lucruri care sunt comune, știi? Da, și tu pune mâna, de exemplu, ne mâncăm toți, știi? Și dacă acolo mă deranjează foarte tare. Adică acolo chiar nu pot să închid ochii. Îmi pare rău. Ce vorbiți, cum ai găsa ieri să-și ia hainele să le aranjeze, știi? Sau să nu le mai lase aruncă. Mm. M-am dus la baie, pantalonii cu cureaua pe jos. Eu nu mai adun. Îi zic, da, am zis, da, și lui Stelian, că erau acolo. Păi ce să-i aduni tu? Cine ești tu? Păi eu aia zic, că nu mi-a adun. Dar și după aceea vine și să-i adă noi că avem alea aruncate, știi? Și tot cât să vină să-i adă noi, mai bine îi zice. Să-mi bag piciorul, mai dă Doamne așa dușmane, să fac de mâncare, strâng după tine. Pe cum să vrei să pleci de aici? Mai dă Doamne așa dușmane. Târziu noapte, băieții constatau că hainele lui Gabriel nu erau strânse. Este salul Gabriel. Hai să-i repunem. Să pui și tu șoseta aia, te rog eu, sus aici. Că mâine venim și ne-l adunăm de aici, că nu stau acum, n-am chef. Că mănânc, nu zic, mamă, că mi-ați mănuit hainele, că nu m-ar mira de la omul ăsta. Că i-am furat. Păi ce nu? Bă, frate, culme. Adică, știi, avem noi o vorbă, știi? Îl pui prin și încă să fâță, știi? Ăsta așa e. Adică, bă, încerci să-l ajut, știi? Da. Și... Nu e, frate, n-ai ce să faci, omul așa e. Nu, eu nu înțeleg de ce, nu știu cum. Nu e, nu știu, nu stăm în măsură, n-am, eu n-am văzut așa ceva să... Eu mă mir de multe ori. Da, na, e cu noi aici. Să-i prindă bine experiența asta și să înțeleagă ce. Dar nu ajunge nimic la dânsă, nu știu, nu, parcă. Uite, ai văzut după ce i-am zis ieri cu maică sau cu nu știu ce, s-a dus și a pupat-o. Nu pupat-o, da. Face lucrurile astea din adins și mă disperă. Mm-hmm. Eu mi-am dat seama de mult timp, frate. Și la țigară la fel, când ies la țigară, bă, o să fumeze jumătate de chiștoc, numai să mă vadă că aștept după așa. Da, da, păi și azi, când ies, că bă, mă duc eu și, păi vreau să fumez, păi, ceva, păi vrui să fumez, cum o zis. Da, mai dă și mie să mai întinde. Să fie sănătos. Îmi place să vorbesc așa de alte persoane, dar omul ăsta e... Bune. Da, nici stai, nu poți, asta e treaba. Nu e ca și cum treci cineva pe drum să-l vorbesc, dar zi de zi stai și da, tu da, te afectează. Nu, nu, bași pe acolo. Da, mă, Alex, te înțeleg foarte bine. Bă, nu eram atât de mult afectat înainte, dar momentele astea legate de mâncare, de lipsa igienei, astea, bă, chiar mă disperă, frate, mă...
ce te afectează și pe tine. Păi, și pe noi, adică. Ce, toți ne afectează, adică toate astea. Adică eu cum stau, la mine în cap e așa. Adică eu de fiecare dată când iau ceva, un lucru care e comun, știi, un produs, stau un pic pe gânduri, adică bă, și uite, zic, mă, iau o bucată de brânză, știi? Și mă zic, bă, dar de unde știu eu că ăsta nu a venit și s-a pus mâinile pe toată brânza, de exemplu, știi? Am asta în adâncul capul, vreau să nu creierul meu așa da. O ia, știi? Și de asta mă disper, știi? Și așa zic, păi da, după aia parcă nici nu mi-a mâncat. Mine asta mă disper. Că na, că nu-și spală și mănâncă el singur. Bă, asta e cămașa mea, frate, care a ta? Adică na, dacă faci... E spălată, da, e plină de scar. Dacă faci lucruri care te afectează doar pe tine, să da, fii sănătos. Da, să stai și să te pui în cap. Ionuț, Alexandru, foarte supărați pe lipsa lui Gabriel de atenție, în primul rând și de respect față de voi, așa am simțit-o. Da. Ce s-a întâmplat? I-ați spus? Da, te rog. Spun eu. Eu de obicei sunt afectat doar de lucrurile care mă afectează și pe mine. Corect. Și o să vă spun două situații care mi-au dat capac. Miercuri făceam lista de cumpărături, deoarece am primit o amendă și am trecut de... de limite, noi tăiam din produse. Eu o să vă spun situația, voi o interpretați cum vreți. Noi, între timp, am spus că trebuie să aveam două pungi de cereale și vreo 6 sticle de lapte. Și am spus că, bă, tăiem o pungă de cereale și două de lapte ca să mai putem așa. Și laptele îl folosim doar la cafea, la de-astea. În minuta aia se ridică Gabriel de pe canapea, se duce, își pune o farfurie cu lapte și începe să mănânce cu cereale. N-aveam o problemă cu asta. Nu neapărat asta. Ce m-a deranjat pe mine? Lua cu mâna din pachet și își punea în farfurie. Lua, punea, ca din adins. Acolo am pierdut-o. M-am apropiat de el, ce-am spus? Bă, frate, întoarce pungă, căcat singuri. Gravitația lucrează. Tu poate ai mâinile murdare. Cum eu să mai mănânc din punga aia, știind că cineva și-a băgat mâna? Și asta spuneam, văzând asta față de noi făcând, eu după aia în adânc cu capul mă zic, de unde eu știu că nu s-a mai întâmplat cu alte produse comune? Pe mine asta mă deranjează. Fața cu mașina de spălat, la fel. Ați văzut la sfârșitul videoului, am mirosit haina. Știți de ce am mirosit-o? Dacă stă o mașină de pe azi până mâine cu haine în ea, prinde miros. Și poate lui nu-i pasă, mie îmi pasă. Că după aia eu spăl și hainele mele la fel miroase apă stată. Pe mine asta m-a afectat. Dar cine nu și-a scos? El nu și-a scos hainele? Da. Și tot ce spune să lasăm. Nu contează scuza. Dacă îți pui o mașină în spate, e foarte ușor să ții minte să o spăl. Dar erau haine întinse? Erau haine în mașină, frate. Nu, când am băgat la spălat au fost haine întinse, apoi... Păi și s-au uscat între timp. Am băgat la spălat și între timp... Am fost și am cerut voie la cameră că nu mă simt foarte bine și am adus. Că nu mă trezeam, îmi întindeam. Ai cerut pe zi. Dar oricum, dacă ne spuneai nou să-și ia cineva haine, hai că metode sunt. Hai să nu ne dăm acum iarăși în ideale. Da, e pe mine asta mă deranjează, doar ce mă afectează personal. În rest, de poziții și astea chiar deci lipsa de igienă exact. Pe care voi o vedeți nu doar la el personal, dar faptul că el iese eventual de la toaletă cu mâinile nespălate și exact. Pune mâna pe mâncarea comună e o chestiune care vă privește pe toți. Toată lumea e de acord cu asta, toți băieții văd același lucru. O văd pe doamna Ioana că își pune mâna la cap. De ce, doamna Ioana? Nu mai pot, deci nu mai duc. Vă spun sincer că nu mai duc. Eu nu cred așa ceva. Nu că nu-i cred pe băieți, eu nu cred așa ceva că el face așa ceva. Eu nu cred. Păi, Gabriel, înțeleg așa, ai uitat hainele, ai uitat să-ți bagi sucul în frigider. Eu le-ai zis că-ți faci spălat, astea sunt hainele băgat, de ieri. Dar sunt hainele de ieri, da? Alea sunt, da. Și de ce nu ți le-ai întins? Nu, aici, când am băgat la spălat? Păi eu știu că le-ai băgat la spălat. Ieri am băgat la spălat. Noi aseară înainte de somn, le-am spus că le-am văzut în mașină și am zis că le-am spălat. Ieri am zis că o să bagă la spălat hainele, că le-aveam murdare. Scena asta e de pe la... Nu te deranja cu nimic. Dai să vii vină, Gabriel, să iați și tu hainele. Dacă deranjați, toate că te-ai deranjat că... Se împute mașina, păi și dormeai, da. Dormeai și se împute mașina, nu neapărat. Dacă se împuteau doar hainele, păi dormeai. Stelian, te rog, liniște, vă rog. Dacă vreți să vorbiți tare, vă rog. Hainele și le scutem. Bun, nu te-am mai trezit, le-am scos noi, am zis că hai, doar că... Noi ți-am și zis astăzi de dimineață, să ne mulțumim și mie și lui Alex. Ieri nu au stat o noapte, că și la noi au mai rămas peste noapte, nu zic așa. Dacă le-a băgat ieri, trebuia să stai, te simțeai rău, trebuia să te ți le scoți. Eu nu mai duc. Deci spun sincer, nu mai duc. Uitați-te. Nu mai pot.
Ieri m-am dus de aici. În condițiile astea eu nu mai pot. Eu mă îmbolnăvesc de tot aici. Deci tu nu ești educat așa, tu nu ești. Încălțat. S-a pus în pat încălțat. Ce ai, măi, Gabriel, nu e patul meu, dar mai frumos ar fi că n-am. Asta că nu e patul tău. Păi nu e patul meu, da, așa mă gândeam eu. Să zic, dar nu se poate să zici tu mie să iau picioare pe pat. Păi da. Nu, că doar mi-ai încălțat. Păi doar, da, așa miros, am permis să iau pe pat. Ok. Nu, asta facem noi. Ce nu ne afectează pe noi? Doar am zis așa ca idee. Că eram îmbrăcat și încălțat. Problemă. Adică eu mă dau cu o tună de parfum și tu spui mie că eu bag mâinile, mă duc la toaletă, le bag în toaletă și vin cu ele pline de... Păi tu dai cu foste de tună de parfum, dacă... Păi da, că tu nu te dai. Păi mă dau, dar ce treabă are parfumul? Ca să fii ca mine trebuie să lucrezi mult. Ce ai spus, Ștefan? Ca să fie el ca mine trebuie să lucrezi mult. Nu, dar nu are treabă parfumul cu la tot. Mâinile și cu că nu ieși de la toaletă, te ștergi și nu te duci, te speli. Ce treabă are parfumul? Oricum, lăsăm asta într-o parte. Dar, se vede, dar, adică se vede pe un om dacă e curat sau nespălat. Dar pare rău. Toți băieții zic că tu nu te speli. Păi din ce se spală, dar nu se spală pe mâini după ce iese de la toaletă, nu am zis că miroase el, că nu face duș. Dacă iese de la toaletă, nu se spală pe mâini. De unde asta? Cum nu te speli? Odată m-am spălat și mi-a zis, apoi m-am spălat mereu. O sigur atât de când am aici. Tu te-ai spălat de fiecare dată? Și te-ai întors într-o lună? Da. Și te-ai întors înapoi să te speli sau nu l-ai luat în seamă pe felul ce ai plecat? De ce, Alexandru? Nu știu, adică așa și tot. Ce discuții port eu acum, că eu sunt nespălat. Da, ai și tu dreptate. Păi nu, da. Nu, doar atât, o să te rog, respectă lucrurile comune, în rest ce faci cu lucrurile tale personale. Păi da. Deci, vă rog frumos, eu vreau să plec. Deci, eu nu mai pot, eu nu mai duc. Vă rog frumos, eu vreau să plec. Păi Gabriel vrea? Nu mă interesează ce vrea Gabriel. Gabriel, dacă tu vrei? El, dacă el nu se acomodează și dacă el nu vrea să... Păi nu, serios, acum vin la antena să-mi spună că eu sunt murdar. Păi se vede pe cameră. Dar ce am zis noi, doamna Mirele, explicați-mi. Păi ce ai spus? Păi tu ai spus. Asta am spus. Am zis că nu... Igiena. Uite, așa cum o spui. Păi igiena este speli pe mâini după ce te ștergi la... Păi și asta spui tu la... Te vede o Românie întreagă, asta spui tu? Păi nu, dar pe tine te vede o Românie întreagă, te-ai făcut... Păi vede pe cameră cine a fost curat și cine a fost murdar. Gabriele, deci te rog frumos, degeaba... Degeaba spune, că vorbesc. N-a fost bine... Gabriele, ei vorbesc, da? Automat tu ai făcut o greșeală, dacă ei vorbesc. Suntem cu toții de acord că discuția este jenantă, da? Îmi pare rău că avem o discuție de genul acesta. S-a dat odată, s-a dat de două ori, toată săptămâna se dă același lucru. Eu nu înțeleg de ce. Dar stați că nu e același lucru, asta e alt material. Da, asta e altă discuție. A fost cu mașina de spălat, dar se... Păi dacă ei vorbesc în continuare, normal că dăm. Noi doar vorbim că continuă să se întâmple, nu neapărat. Dar imaginați-vă că... Deci eu nu înțeleg, nu am ajuns de râs, nu știu. Deci nu, eu vă rog frumos, eu chiar vreau să plec, fiindcă eu nu mai duc. Bun. Eu nu mai pot. Gabriel, te rog, ține cont și de ce spun băieții, pentru că trăiți în comun. Traiul în comun înseamnă respectarea unor reguli. Altfel nu o să se termine niciodată și discuțiile astea sunt jenante pentru voi tineri care ați venit pentru totul alt scop într-un show matrimonial. E jenant pentru fetele care se uită la noi, pentru mamele care sunt în această casă. Și pe de altă parte, mă pun și în pielea băieților că dacă sunt deranjați, ei trebuie să vorbească, materialele se dau. Adică hai să evităm lucrurile astea încercând să respectăm regulile de trai în comun, da? Adică, folosiți lucrurile comune cu mare atenție la igienă. Acum, ce faci tu în patul tău, e treaba ta, băieții sigur că pot să sesizeze, dar eu nu pot să stabilez dacă tu te speli sau nu te speli și nu-mi permit eu să-ți dau ție sfaturi de igienă, da? Scuze, dacă pot să intervin. Te rog. Mie și pernicia de dinți mi-a fost folosită, însă din respect pentru... Cine? Totul, pentru toată lumea. Dar spune-mi cine. Nu am discutat. Nu știu. Nu am discutat. Dar tu de unde știi că am fost folosită? Cineva vine mie și spune că eu sunt spălată. Deci, și am și folosit-o. Dar cine pentru că era a mea și una singură. Dar ce să stau nespălat pe dinți? Sunt curios cum ai sesizat asta. Da. Cum îți dai seama? De unde? Am lăsat-o aici și am găsit-o aici. Nu, de unde? Eu am găsit-o aici. Nu, că pahar n-aveam. Noi am adus eu pentru că a venit pe și mi-a zis... Nu, dar ideea este că eu nu am spus nimic. Discuții de mine. Nu permit să le... Păi uite, băieții spun că au mutat ei. Dacă ați fi toți ținut într-un pahar, să arate mai estetic. Dar acum la fel. Ok, am spus adevărul și mă contrazici pe adevărul meu. Adică. Păi tu unde știi tu că a folosit-o cineva? Am pus-o aici și am găsit-o aici. Păi, poate așa. Ce-i Sorin? Nu, eram de acord cu băieții. Probabil că periuța i-a fost mutată, s-a făcut curățenie în locul acela și a fost mutată în alt loc. Și am și zis, am întrebat care e periuța ta ca să știm. Am venit și am întrebat ce mi-a dat, uite asta. Ți-am zis, uite, vezi că am pus în pahar pentru că e mai igienic, așa? Nu ți-am zis, nu?
Ionuț, aranjează-ți un pic la valiera, te rog. Ștefan, am văzut că tot discuți și tu aici în contradictoriu. Te enervează comportamentul lui Gabriel? Da, acțiunile lui. Nu. Dar crezi că le face din lipsă de respect la adresa voastră? Le face în mod ostentativ, așa cum spuneți că a făcut cu acele cereale și cu laptele despre care tocmai vorbeați că trebuie să tăiați de pe listă? Exact. În momentul ăla el face acțiunea respectivă. Dacă nu ne credeți, miercuri între 5 și 5 jumătate s-a întâmplat. Dar scuzați, eu de 3 ori am făcut cumpărături, eu singura dată am cerut doar cafea, apoi mi s-a scos ochii că nu avem cafea. I-am luat și ananas, am luat cafea. A doua oară nu am băgat în cumpărături pentru că nu-mi permis să stau la contraziceri. A treia oară am cerut doar un ananas. Deci atât am cerut. Ne-am lăsat pe ei. Păi noi cerem nimic, că noi facem toate la comun. Noi luăm carne, luăm pentru toți. Apoi am vrut doar să văd ce au cumpărat. Asta e un pic, tu ești la comun cu băieții? Da. Ești și tu la comun, da? Toți suntem la comun. Înțeles. Și acum am întrebat, s-au făcut vreodată mâncare ca tu să nu mănânci? Nu. Păi și ce vorbești, fratele meu? Păi am zis-o că a făcut cine a mâncat. Păi ce? Îmi cumpăr eu ceva? Cine a vorbit ceva pentru mine personal și nu mănânci tu? Nu. Eu nu-mi cumpăr nimic, niciun desert. Păi și am zis nu, da. Păi de ce vorbești? Luase lista cine bea atâta lapte, nu știu ce. Care el bea toate două camere la aici eram tot cu 15 kg de cartofi și el a spus că 15 kg de cartofi. Și mă merge niciodată ceea ce se poate că o cungă de cartofi. Nu, eu nu ți-am spus că nu-ți convine, am spus că acțiunile tale... Un ananas, atât am cerut și am lăsat să fac ei cumpărături. Și nici pe ăla nu știai să-l tai. Bun, pe cea mai afectată văd pe doamna Ioana. Da? Gabriel, gândește-te la mama ta, în primul rând, că o pui în această situație, din respect pentru toată casa, da? Și pentru fete și pentru băieți, dar în primul rând din grijă pentru mama ta. Nu, chiar vă rog frumos, eu vreau să plecăm. Deci vă rog frumos, eu nu mai stau în halul ăsta aici. Păi, deci, Gabriel nu vrea. Dar nu mă interesează ce vrea Gabriel. Deci eu vreau să plec. Gabriel, ce-i răspuns mamei tale? Eu nu vreau. Ba, da. Ție ce-ți place aici, Gabriel? Pentru că a început să-mi placă totul. Ce? Prima săptămână a fost foarte bună, apoi două zile a fost haos total, din cauza cui, și apoi a fost din nou bine. Acum ce-ți place? Unde, dacă ei se repetă mereu că tu nu te speli, că tu nu speli mâinile, se repetă asta de o săptămână de zile. Unde este bine? Tu vezi ceva bine? Eu nu văd nimic bine. Păi și ce pierd timp cu ei? Eu văd totul contra ta, deci nu. Ne cerem noi scuze că nu strângem după tine. Te rog frumos. Vă doamne așa dușmani. Eu nu am să fac mâncare, strâng după tine. Deci, vă rog frumos, eu vreau ca să plec. Eu nu fac de rușine. Acum, Gabriel, tot, deci, lumea, nu, lumea deci vă rog acasă. Frumos, eu vreau să plec. Lumea vede de acasă, știi? Îmi cer de acum eliminarea lui Gabriel și eliminarea mea. Deci vă rog frumos. Da, astăzi se vor nominaliza fete. Am anunțat de la început, da? Bun, Gabriel, te rog, un pic. Ce-ți place aici? Ai zis că a început să-ți placă totul. Păi ce? Dacă tu cu băieții nu te înțelegi, Alexandru acum a fost ironic și spune, dă-mi, Doamne, așa dușmani, pentru că tu ai spus că băieții în casă ți-s dușmani, unul face de mâncare, unul îți spală hainele, unul îți strânge rufele, adică vorba lui Alexandru, dă, Doamne, dușmani din ăștia care să facă totul pentru mine. Da, am spus trei, nu patru. Ce-ți place în competiție? De ce vrei să rămâi? Ce-ți place în competiție? Ai spus că îți place totul. Ce anume îți place? Acum îmi place, sincer. Lucrurile de curd altfel. La un alt nivel, nu la... Adică la care nivel? Nu știu, probabil că se vede. Ce vrei, ce crezi că se vede? Nimic, vorbești singur și degeaba. Adică tu crezi că cei de acasă văd că toți sunt împotriva ta și că tu ești, practic, nu știu, ești o victimă a bullying-ului aici în casă? Nu sunt împotriva pentru că văd adevărul. Am înțeles. Da, te simți, nu știu, agasat de ei? Hărțuit? Păi asta am fost. Și se vede. Hai de cap. Ei doar îți atrag atenția atât. N-are nimeni nimic cu tine, Gabriel. Eu nu. Acum, Gabriel, dacă tu-ți dorești să te înțelegi cu băieții, e o chestiune extrem de simplă de rezolvat. Discutați și iau un pic act și de ceea ce ei își doresc de la tine. Dacă tu-ți dorești cu adevărat asta, lucrurile se remediază imediat și noi nu mai avem parte de materiale. Întrebarea este, tu-ți dorești cu adevărat să ajungi la pace cu băieții sau îți place situația asta de victimă? Păi și eu l-am întrebat. Dacă îi zicem, iese afară, se supără, o ia precum o ceartă, cum spuneți dumneavoastră. Dar noi nu certăm. Mamă, noi certăm noi săptămâna uite, asta. Uite, facem aia. Nu? Săptămâna asta ne-am certat că noi ne-am certat niciodată. Am spus, mi-am dat cuvântul. Mama mea mi-a spus, iau de la zero, înțelegeți că tot săptămâna asta ne-am certat vreodată? Nu ne-am certat, omule. Păi nu ne-am certat, dar și atunci de ce ieși afară și că nu știu ce fac și că nu începe ceva? Păi dacă atunci când deranjez cu ceva, scuzați-mă, când deranjez cu ceva și ți se aduce la cunoștință, tu o iei ca pe o ceart, ca cumva că te acuz că ai făcut chestia aia. Da, tu ai mai fuzat acum dinainte și acum cerți că mai veni să-ți ceri scuze, dar... Doamne sufle, nu, eu nu mai zic nimic pentru că m-am blocat.